Băieții de la Bandido sunt exemplul perfect de trupă care se ocupă de toate aspectele carierei. Își compun, orchestrează și produc propriile piese. După 2 ani de pauză, Bandido se întorc în forță cu un videoclip dinamic plin de culoare și mesaje și, evident, regizat de unul dintre membrii trupei. Un minut din ziua ta este o piesă de suflet cu versuri simple, dar tulburătoare. Vicky Stefanovi și Victor Solomon sunt invitații mei astăzi. Sau aș putea să spun Victor și Victor, bine ați venit! Bună! Bine v-am găsit! Double V, ca double, să zic așa, da, pentru prima oară cu acest videoclip aici la Observator. Nu pentru prima oară în trustul intact. Bine am venit în trustul intact. Bine ați venit! Suntem și noi aici și chiar mulțumim trustul intact pentru că noi avem așa o afinitate în general față de antene și totdeauna când facem ceva nou, fie că se cheamă o piesă nouă, ba venim la Răzvan și Dani, ba sunăm, știu și eu, la Acces Direct și ideea este să fim mereu aproape, cum se zice, nu? Și ați venit astăzi la noi cu cel mai nou videoclip al trupei Bandidos, Un minut din ziua ta. În primul rând aș vrea să-mi spuneți cum s-a născut piesa asta. Piesa s-a născut datorită genului creator al lui Solo. A, bine. El este compozitorul și textierul. Da, este o idee de-a mea mai veche. Mie îmi place foarte tare să cred că veșnicia ține într-o singură clipă și ține de prezent și atunci mi s-a părut foarte oportun să fac o declarație de dragoste valabilă pentru toate fetele și suntem în luna martie din România. Ați dedicat această piesă cu ocazia zilei de 8 martie tuturor doamnelor și domnișoarelor din țară. Da, eu spun de ziua internațională a femeilor din România, ca să zic așa. Dar este o lună, într-adevăr, ce aparține femeilor și această piesă, bineînțeles că le aparține întru totul. Ideea de videoclip, după aia am pasat-o la Vicky, el a avut un challenge cu el însuși, de a-și forța un pic limitele. Noi spunem pe FB, să zicem așa, că studiem la Academia de a face lucruri din nimic și s-a înscris în această poveste și... Ideea pentru clip e tot a ta, Vicky? Ideea, de fapt, sunt idei. Pentru că am mers pe mai multe idei și am ales-o până la urmă pe aceasta pe care o vedeți acum, un tablou. Care e povestea clipului? Ce se întâmplă? Eu m-am străduit foarte tare să realizez niște efecte vizuale care să redea trăirile noastre vis-a-vis de acest sentiment al iubirii și în mod special săpătând un pic în mintea lui Solo. Și mi-a ieșit o chestie mai Twilight, așa. Am încercat să văd scena din universul său, ceea ce cum vrea el să ofere și cum vrem și noi să oferim de altfel, prin interpretarea noastră acest mesaj. Și a ieșit ceea ce vedeți pe ecrane. A fost foarte challenging, ca să spun așa, pentru că eu n-am mai făcut niciodată un videoclip. Am jucat în multe de-a lungul timpului, dar niciodată nu am făcut unul de la zero, că practic am început din nimic. Cât au durat filmările, cât a durat editarea? Filmările propriu zise cu trupa au durat o zi întreagă, o zi în care... Ați avut parte de peripeții? Eu nici nu mai știu să zic ce... pot să spun că am plecat atât de bulversat seara de la filmări, încât am parcat într-un loc absolut aiurea și mi-au ridicat mașina. Deci da, am avut parte de peripeții, a doua zi a trebuit să mă duc să-mi o ridic. Dar revenind la filmările propriu zise, a fost foarte interesant. Nu mai țin minte decât că 4 oameni deodată spuneau în același timp: Vicky, ce trebuie să facem acum? Vicky, acum ce facem? Acum Vicky, în continuu. Și eram o secundă, un minut. Vicky era și actor, dar și regizor. Da, trebuie să și joc, să le și zic ce trebuie să facă. Bandido. Asta a fost în ziua cu trupa. În rest, editarea propriu zisă și procesarea a mai durat încă aproximativ 2 luni. Și aici apar sau intervine emoțiile pe care le-am avut eu, pentru că eu sunt un soi de promoter. Deci mă ocup de povestea în sine. Dom'le, e gata clipul până la data cu tare? Da, sigur. A fost? Putem să lansăm pe 1 martie. Mai bine nu-mi da. Spuneți, mai bine. Păi nu spuneți. Le-am spus nimic timp de 2 luni, au fost așa, dădeau tot telefon. Și cum merge? Merge bine. Nu prea ești convins. Ba da, e bine. Ai rezistat stresului, iar rezultatul e unul deosebit. Să știi că am avut și câte 14 ore pe zi în care am lucrat. Au fost momente în care nu mă înduram să mă duc la culcare, pentru că tot descopeream și redescopeream lucruri. Am avut tendința să-l încarc foarte tare.
Dar până la urmă a ieșit ok. Adică... Faptul că de când s-a postat are 100, cam 100 de vizitatori pe zi, eu zic că totuși reprezintă ceva pentru un firav și modest început. Voi aveți o vastă experiență muzicală. Ați făcut parte și din alte trupe înainte de a fi în Bandidos. Da. Dar de unde Bandidos? Cum ați ales numele acesta? Au fost foarte multe propuneri pentru în momentul în care ne-am hotărât să înființăm un nou brand. Ne-am gândit la ceva care să ne reprezinte ca și spirit de aventură. Ori, și să sune și bine, normal, adică să se reții repede. Ori Bandidos fiind o gașcă de motocicliști care trăiesc foarte aventuros și periculos în diferite țări străine, ne-am gândit că suna cât mai aproape de ceea ce ne dorim noi să reprezentăm. Odată aventură și pe de altă parte, dincolo spirit de aventură, liber. Din punct de vedere muzical, o larghețe stilistică. Adică dacă pe primul disc aveam elemente latino, latino pop, latino rock, acum ne-am dus în zona mamei mele, că mama e fan Muse, de exemplu, și Twilight, și am schimbat un pic direcția și chiar ne permite titulatura asta. Următorul album, Bandidos, când apare? O să-l lansăm în toamnă. Iar acesta este primul extras pe single. Da, este primul extras cu videoclip. Până în toamnă vom mai face un videoclip. Și în toamnă vom lansa... Ați promis? Da, promitem și ne dorim foarte tare să lansăm alăturat de un eveniment economic. Aici nu vă mai spun mai multe. Ne revedem ca să ne povestiți. Atunci vă mulțumesc foarte mult că ați venit azi la Observator. Și noi mulțumim.